În opinia mea, este mai degrabă un obiectiv personal al domnului Iohannis decât un proiect de țară pentru România. Nu pentru că România n-ar merita să dețină o astfel de funcție, nu pun la îndoială chestia aceasta, dar după acțiunile pe care le-a avut în ultimii ani domnul Iohannis, în opinia mea, este pur și simplu un obiectiv personal și nu cred că obiectivul este chiar ocuparea funcției de secretar general NATO, pentru că șansele sunt extrem de reduse, ci mai degrabă de ocuparea unei funcții, oricare ar fi ea, de conducere la nivel european sau la nivelul european, la nivel NATO. Mizați cam pe o carte de negociere, domnule Fălcoi, mai degrabă. Mai degrabă, deși vă spun sincer, acum lăsând la o parte, nu discut faptul că sunt politician și că eu îl văd pe domnul Iohannis așa prin ochii unui politician, dar nu se... Gândiți-vă foarte bine care ar fi calitățile pe care ar trebui să le îndeplinească un om care este pe asemenea funcție și cred că prima calitate pe care trebuie să o îndeplinească este să fie un extraordinar de bun comunicator. Pentru că asta trebuie să facă, trebuie să comunice. Vedeți pe domnul Iohannis ținând un discurs mobilizator pentru ajutorarea Ucrainei, eu nu-l văd deloc în situația aceasta. Mai mult decât atât, deși am auzit mai devreme o analiză a unui invitat al dumneavoastră care spunea că poziția domnului Cioana este una de funcționar, nu este una de funcționar. E al doilea om în NATO și a fost foarte intens negociată și acea poziție. Nu s-a gândit Stoltenberg, ia pe cine aș putea să iau din țările NATO și l-a luat pe domnul Cioana. În niciun caz. Poziția aceea a fost negociată de România mult timp și s-a acceptat ca România să dea un om pentru acea poziție. Acum, după ce ai avut timp de 4 ani de zile poziția de secretar adjunct NATO, să-ți închipui că o vei avea imediat după aceea și pe cea de secretar general, îmi pare rău, dar eu nu cred că este posibil așa ceva. Mai mult decât atât, să nu uităm că pentru această poziție totdeauna au fost aduși foști prim-miniștri, oameni din executiv, niciodată un președinte de țară. Foarte importantă observația. De ce? Pentru că este nevoie să ai experiența din executiv. Nu este o funcție la care să te duci la golf sau la ski, îmi pare rău, sau în vacanță. Este o funcție în care zi de zi ai ceva de făcut. Nu există zi în care să nu ai ceva foarte important de făcut, mai ales într-un context ca cel în care se află în acest moment Europa. Prin urmare, legat de întrebarea dumneavoastră, repet, în opinia mea, cred că e doar un obiectiv personal al domnului Iohannis. În niciun caz nu este în acest moment un obiectiv de țară pentru România, deși nu exclud ca acesta să devină.